Bună dimineața și bine v-a regăsit. În acest episod o să vă arăt o priză de acest fel. Este vorba de o priză cu temporizator. Și o să vedem cum funcționează această priză cu temporizator mecanic. Este un model de priză, modelele existente fiind mult mai multe. Acest temporizator este acționat de un motoraș în interior, are un motor electric miniatură care funcționează în permanență. Dar haideți să vedem din ce este compus acest buton de temporizare, care observăm că are la o rotire a aceste intervale orare de la 1 la 24 de ore. Fiecare segment pe care îl ridicăm reprezintă un timp oprit, iar segmentele pe care le aclanșăm, deci o să apăsăm aici 1, are un număr de 48 de segmente. Fiecare segment reprezintă 30 de minute temporizate. Dacă aclanșăm cum l-am aclanșat pe acesta aici, timpul o să fie timpul de conectare, iar o ridicare a unui segment în sus reprezintă un timp de așteptare, adică power off, adică oprit, circuit deschis. Avem posibilitatea ca să reglăm această priză cu timpi de pornit și oprit setabili pe fiecare segment de câte 30 de minute într-un interval de la 0 la 24 de ore, observăm. Deci două segmente ridicate reprezintă o oră de așteptare, iar două segmente coborâte, deci dacă le coborâm, reprezintă un timp de conectare. O să conectăm și ceasul intern, se poate asculta cu urechea. E un motoraj care face un zgomot foarte mic și acționează acel mecanism de temporizare. Avem acest buton care la momentul aclanșării în partea de sus avem o conectare continuă. O să vedem acest lucru pe un bec electric. Iar în jos avem acest simbol, acest ceas. Observăm aici, care indică faptul că temporizează. Deci practic acest mecanism care funcționează continuu din momentul în care am conectat priza la rețea. Acest mecanism funcționează continuu. Și la conectarea consumatorului avem acest bec electric. Acest bec electric care, în momentul în care rotim această, și observăm că avem acei timpi pe care i-am reglat mai devreme, și observăm că indicația acestei săgeți înspre cifrele care reprezintă orele temporizate ne arată cu aceste segmente ridicate sau coborâte conectarea și deconectarea consumatorului. Și nu numai că ne arată, consumatorul se și conectează. Observăm că în dreptul acestei săgeți acum avem aceste segmente coborâte, ceea ce reprezintă cuplat, consumator cuplat, adică consumator conectat, circuit închis. Iar dacă rotim în continuare, observăm că la acest interval aici avem acest segment ridicat. Este un timp de deconectare, ulterior iar un timp de conectare. Acum îi dăm cu fast, cu modul fast. Dar dacă o lăsăm în permanență ca să funcționeze, aceasta va funcționa continuu și se va roti încet, foarte încet, acest disc cu aceste segmente, și în dreptul săgeții de aici
în sensul acelor de ceasornic, se rotește, iar în dreptul săgeții ne arată ora temporizată. Deci, practic, de exemplu, dacă ne uităm acum la ceas, este ora 7 sau cât este, avem aici, așa, deci dăm de aici, începând cu ora 7, iar acest disc o să se rotească în continuare și o să ne indice totodată și ora la care se conectează și deconectează consumatorul. Și rotim iarăși peste acest disc ca să observăm aici conectarea și deconectarea de 30 de minute a fiecărui segment. Practic, acum rotim peste acest interval de 0,24 de ore. Și observăm că aici avem o conectare mai lungă și practic putem să temporizăm într-un interval de 24 de ore din 30 în 30 de minute, după cum spuneam, un timp definit de aceste micro segmente pe care le aclanșăm sau le dezaclanșăm, așa, le ridicăm în sus. Deci dacă le ridicăm toate în sus așa, o să avem numai timp deconectat. Iar dacă le apăsăm toate sau apăsăm numai unele dintre ele, observăm aici, așa, să dăm aici la un timp în care avem o deconectare aici de 30 de minute, ulterior la rotirea discului cu ajutorul motorului intern se va conecta din nou și, bineînțeles, după cum, ideea este simplă. Acest disc se rotește continuu, iar aceste segmente se conectează și se deconectează după preferință un număr de 48 de segmente. Haideți să tragem o privire și asupra caracteristicilor tehnice principale pe care le are. Observăm că are o tensiune de alimentare de evidentă de 230 de volți, curent alternativ la rețeaua casnică. Avem o putere maximă de 3680 de watts, deci practic această priză putem să o folosim și la conectarea și deconectarea unei aeroterme sau a unui reșou electric, pentru a economisi energie electrică. Și modelul, bineînțeles, acest model 15GD3A. Și mai avem aici niște indicații, cum ar fi brandul, și avem aici chiar și o dată. Observăm aici. Această priză este de multe ori mai eficientă pentru că are un consum ceva mai mic decât dispozitivele digitale sau cele complexe. Deci o serie de avantaje la temporizatorul mecanic le avem față de cele programabile digital, pentru că acelea o să revin într-un episod următor și cu o priză de acel fel, de tip digital, pentru că și acelea sunt unele destul de interesante și acestea fiind arătate, vă doresc o zi faină în continuare, weekend plăcut și spor în tot ce vreți să construiți și sau să vreți să realizați la proiectele dumneavoastră în derulare sau preconcepute. Zi faină, numai bine!